Bună ziua, vă salută Tatiana. M-am reîntors la dumneavoastră să lucrăm partea a doua a tutorialului acestui batic croșetat. Mi-a rămas de făcut danteluța de pe margine. Pentru a lucra danteluța, este nevoie să ajungem cu lucrarea în punctul unde toate arcurile formate din cele 6 ochiuri de lanț sunt îmbrăcate în piciorușe duble. Veți vedea că danteluța este foarte simplă și ușor de executat. Voi lucra pentru început un număr de 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6. Voi lua firul pe croșet și voi intra în corespondența spațiului dintre piciorușele 3 și 4 și voi face un picioruș dublu, un ochi de lanț. Voi intra în corespondența spațiului dintre piciorușele 5 și 6 și voi face un picioruș dublu, un ochi de lanț, firul pe croșet de 2 ori și voi intra în corespondența piciorușului scurt, unde voi face un picioruș dublu înalt, 2 ochiuri de lanț, firul de 2 ori pe croșet și în corespondența aceluiași picioruș voi face cel de-al doilea picioruș dublu înalt. Continuând apoi, un ochi de lanț, firul pe croșet, un picioruș dublu între piciorușele 3 și 4, un ochi de lanț, un picioruș dublu între piciorușele 5 și 6, un ochi de lanț, firul de 2 ori pe croșet și suntem din nou în corespondența piciorușului scurt, unde lucrăm piciorușul dublu înalt, 2 ochiuri de lanț, urmate de cel de-al doilea picioruș dublu înalt. În felul acesta noi vom lucra pe întreg parcursul acestui rând de o parte și de cealaltă a șalului, a baticului, scuzați. Și ne vom reîntâlni pentru a continua. Acum eu mă găsesc în apropierea liniei de mijloc, în corespondența arcului, unde am lucrat 7 piciorușe duble, ochiuri de lanț, 7 piciorușe duble. Deci, practic, pe mijlocul lucrării. Am lucrat piciorușele duble înalte, iar acum voi face piciorușul dublu, în corespondența piciorușului 3 și 4, piciorușul ochiul de lanț, piciorușul dublu în corespondența piciorușului 5 și 6, un ochi de lanț, firul de 2 pe croșet. În corespondența acestui ochi de lanț, noi vom face un picioruș dublu înalt, 2 ochiuri de lanț, firul de 2 ori pe croșet, iar în corespondența aceluiași spațiu voi face cel de-al doilea picioruș dublu înalt, ochiul de lanț și voi continua lucrând pe partea aceasta un picioruș dublu în corespondența piciorușelor între piciorușele 2 și 3, un ochi de lanț, un picioruș dublu între piciorușele 4 și 5. Din nou un ochi de lanț, firul pe croșet de 2 ori, iar în piciorușul scurt vom lucra exact ca partea cealaltă. Picioruș dublu înalt, 2 ochiuri de lanț urmate de cel de-al doilea picioruș dublu înalt. Iar apoi vom continua exact în acest mod până la sfârșitul rândului unde noi ne vom reîntâlni. Deci aici mijlocul era foarte important să știm cum se lucrează. Suntem în corespondența arcului unde am lucrat ultimele piciorușe duble. Am făcut piciorușele duble înalte, ochiul de lanț, acum voi face piciorușul dublu obișnuit, un ochi de lanț, cel de-al doilea picioruș dublu, un ochi de lanț și vom închide rândul cu piciorul dublu
în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. În acest moment vom lucra 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț. Voi întoarce lucrul în felul acesta. În corespondența piciorușului scurt dintre cele două piciorușe duble, în corespondența ochiului de lanț dintre cele două piciorușe duble, voi face un picioruș scurt, două ochiuri de lanț, firul pe croșet, iar în corespondența celor două ochiuri de lanț dintre piciorușele duble înalte, voi lucra un număr de 7 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voi continua cu două ochiuri de lanț și cu piciorușul scurt între cele două piciorușe duble, deci în ochiul de lanț dintre piciorușele duble. Poi din nou, două ochiuri de lanț și cele 7 piciorușe duble în corespondența spațiului dintre piciorușele duble înalte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 ochiuri de lanț, piciorușul scurt, 2 ochiuri de lanț și vom continua cu cele 7 piciorușe duble în arc. În felul acesta vom lucra până în mijlocul lucrării noastre, iar acolo ne vom reîntâlni pentru a continua. Ne găsim aproape în mijlocul lucrării, nu-mi rămâne decât să fac cele două ochiuri de lanț, după care, în spațiul format din cele două ochiuri de lanț dintre piciorușele duble înalte, voi lucra un număr de 11 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dacă trebuie împingem un pic așa piciorușele pentru a face spațiu, 8, avem 9, 10, și 11. Iar acum vom continua cu cele două ochiuri de lanț, cu piciorușul scurt între piciorușele duble, din nou două ochiuri de lanț și continuăm exact ca în prima parte cu cele 7 piciorușe duble, două ochiuri de lanț, piciorul scurt, ceea ce am lucrat până acum. Deci doar mijlocul era diferit. Vom continua singure. Suntem la capătul rândului, am făcut grupul de 7 piciorușe duble, acum voi face cele două ochiuri de lanț, voi închide cu piciorul scurt între cele două piciorușe duble din rândul anterior, după care voi lua firul pe croșet o singură dată și voi face un picioruș dublu redus pentru a închide și această parte a lucrării. Voi continua lucrând 1, 2, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, întoarcem lucrul și în corespondența fiecăruia dintre cele 7 piciorușe duble, vom face câte un picioruș dublu, un ochi de lanț, un picioruș dublu, un ochi de lanț, un picioruș dublu,
unor de lanț de separare, picioruș dublu, ochiul de lanț de separare, picioruș dublu, ochiul de lanț de separare, picioruș dublu, ochiul de lanț de separare. Din nou, picioruș dublu, după care imediat vom trece în corespondența următoarelor piciorușe duble. Aici nu am greșit, nu trebuie să facem ochi de lanț de separare, doar între acestea care sunt în evantai. Deci am făcut piciorușul dublu, ochi de lanț de separare, picioruș dublu, ochi de lanț de separare, picioruș dublu, ochi de lanț de separare, vă mai arăt o dată și apoi continuăm singure. În felul acesta va trebui să lucrăm pe întreg parcursul rândului. Deci nu este nimic altceva. Am făcut ultimul picioruș dublu, după care trec imediat în următorul grup de piciorușe duble și încep din nou picioruș dublu, ochi de lanț de separare. Deci, în felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului nostru, atât de o parte cât și de cealaltă. Iată-ne și la sfârșitul acestui rând și la sfârșitul lucrării. După ce am realizat ultimul evantai, am lucrat piciorușele duble cu ochiul de lanț de separare între ele, voi lua firul pe croșet de două ori și voi intra exact aici în corespondența ochiurilor de lanț, voi face un picioruș dublu înalt. În felul acesta vom încheia lucrarea. Nu ne rămâne decât să scurtăm firul, să îl ascundem și să îl purtăm cu plăcere. Sperată că v-a plăcut acest tutorial, eu vă rog să lăsați un like, un comentariu, bineînțeles eu voi ascunde firele cu acul, atât firul de început din cercul magic, cât și acesta. Pot să vă spun că sunt foarte încântată de rezultatul obținut, mie îmi place foarte mult și sper că vă va plăcea și dumneavoastră. În speranță că veți lăsa un like, un comentariu, eu vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!